Dragi oameni ai lui Dumnezeu, nu e nicio noutate să vă spun că întotdeauna când e o sărbătoare în biserică, e un pic de diferență dacă ești implicat sau nu ești implicat. Te bucuri de cântări, de tot ce se întâmplă, dar când faci parte din sărbătoare, este puțin diferit. Și până nu faci parte din sărbătoare, nu prea îți dai seama de lucrul ăsta. Slavă Domnului când suntem la sărbătorile altora și slavă Domnului când suntem la sărbătorile noastre. Mulțumim Domnului pentru formațiile bisericii, pentru toate departamentele, pentru toți oamenii mari și mici care fac slujbă în biserica aceasta, pentru sărbătorile noastre și pentru sărbătorile lui Dumnezeu. Apreciem efortul, apreciem dragostea frățească și apreciem această mare familie a Domnului din care facem parte. Diseară vom avea seara misiunii. Avem intenția să prezentăm un raport, mărturii, să spunem câte ceva despre ce a fost în România și va fi o seară pe care o vom dedica misiunii. De aceea o să vă rugăm frumos să vă gândiți și la posibilitatea să faceți o donație pentru viitoarele misiuni. Este bine să avem puși deoparte niște bani pentru lucrarea asta, care este o lucrare a lui Dumnezeu. Când ucenicii Domnului au cerut detalii despre revenirea sa, Hristos i-a spus, nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să plecați, să mergeți, să vă duceți, dar nu înainte să primiți uneltele, instrumentele, puterea, autoritatea. Asta este treaba noastră. Acesta este mandatul bisericii. O biserică care încetează să facă misiune, cu tot respectul, nu mai este o biserică. Este orice altceva. Biserica este în mâna lui Dumnezeu și trebuie să împlinească interesele lui Dumnezeu. Duminică seara care a trecut, v-am spus că o să merg la Biserica Elim după ce s-a încheiat serviciul divin aici. Când am ajuns acolo, era aproape de încheierea serviciului divin. Am mai apucat și eu să spun două, trei vorbe cu bunăvoința a fraților și am privit fanfara de acolo, o fanfară compusă din tot felul de fanfariști, sau mai bine zis, nu tot felul de fanfariști, fanfariști de pretutindeni, mai bine zis, din mai multe biserici. Acolo erau fanfariști din biserica noastră, erau frații Narcis și Jason. M-am bucurat mult de ei, era adunarea plină, membrii ai bisericilor din comunitate, probabil și din afara comunității, era sanctuarul de la Elim plin. A fost o sărbătoare frumoasă. Am văzut fețele lor strălucind pentru că erau în centru atenției, au cântat mai multe cântări, au văzut dragostea fraților, faptul că le-a plăcut și la anul o să ne ocupăm noi de lucrul acesta. Vrem să primim, să găzduim și noi frații care cântă și să facem o sărbătoare frumoasă. Ăsta este un gest prin care apreciem ce fac ei. Încurajăm genul acesta de muzică. Dumneavoastră știți că s-ar putea să fie oameni în formații, mai ales copii sau tineri, care probabil că n-ar veni în biserică dacă nu ar cânta într-o formație. E înțelept să facem lucrul ăsta și să ne gândim în calitate de părinți și bunici la felul în care mai bine și mai mult vom face lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să-i răsplătească pe toți cei care jertfesc din timpul lor, din banii lor și cu inimă bună, largă, cu dragostea Domnului, slujesc pe Domnul și slujesc pe frați. Acum aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură, oamenii lui Dumnezeu, să urmează a doua predică, Psalmul 127, în cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui e o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reașezați. Am ascultat deja o predică și ne-a mai rămas o bucată de timp pe care o să o folosim pentru cea de-a doua predică.
Ocaziile acestea sunt speciale, mai ales pentru oamenii care sunt implicați într-un proces de creștere spirituală, un proces de instruire, oamenii care știu că nu știu totul și vor să afle totul, oameni care vor să crească, vor să se dezvolte, vor să înțeleagă mersul vremurilor și vor să trăiască cu semnificație. Întemeierea unei familii, nașterea unui copil și alte evenimente asemănătoare din viața unui om, a unui cuplu, sunt momente de mare bucurie. Psalmul 127 este împărțit în două părți. Prima parte, formată din primele două versete, exprimă noțiunea că fără Dumnezeu totul este degeaba. Rezumând în mod popular această expresie din limba latină, celelalte trei versete descriu descendența ca fiind binecuvântarea lui Dumnezeu, adică onoarea de a avea urmași. Psalmul 127 este scris de Solomon, care a fost pe de o parte și constructor și tată. El a subliniat nevoia de a construi și de a păzi. Atunci când a ajuns pe tron și a dat seama că în țară trebuie să se construiască și de asemenea țara trebuie păzită, oamenii trebuie păziți, instituțiile trebuie păzite. Și cu experiența aceasta, el face o paralelă între experiența lui ca tată, constructor, monarh, cu viața spirituală, cu viața de familie și subliniază în primele două versete această nevoie de a zidi și de a păzi. Acest psalm îl elogiază pe Dumnezeu și patru dintre cele mai importante aspecte din viața unui om. Uitați-vă, vă rog, în Biblie. Îl elogiază pe Dumnezeu, elogiază casa, elogiază orașul și elogiază munca. Patru lucruri le prezintă ca fiind cele mai importante din viață. Dumnezeu, altfel fără El totu-i degeaba. Casa, asta înseamnă familia, viața familială, tot ce cuprinde ea, restrânsă și extinsă. Apoi orașul, asta înseamnă comunitatea, înseamnă viața socială. Prieteni, cunoscuți, vecini, colegi, oameni cu care ne întâlnim și petrecem câteva clipe, salutându-ne, vorbind, îmbrățișându-ne poate. Și apoi munca, sacrificiile, adică viața profesională, de unde ne câștigăm existența. Luându-le pe rând, ce să spunem despre Dumnezeu? Că fără El totul este degeaba. Trecând prin viață, ne dăm seama că fără Dumnezeu totul este degeaba. Ce să spunem despre casă, despre familie? Biblia spune că Dumnezeu zidește o casă. Asta nu înseamnă că componenții, soțul, soția, copiii, sunt absenți. Nu, ei sunt prezenți. Sunt prezenți activi, nu pasivi, dar fără Dumnezeu care dă însuflețire, deschide mintea, dă motivație, dă resurse, dă speranță, dă bucurie și pace. Apoi, observați că în timp ce casa este zidită, orașul este păzit. Astea sunt cuvintele pe care le folosește Solomon. Biblia spune că Dumnezeu păzește orașul, Dumnezeu zidește casa și Dumnezeu păzește orașul. Iar cu privire la muncă, Scriptura elogiază munca. Adevărul este că Biblia spune că Dumnezeu binecuvintează munca și Dumnezeu este prezentat ca primul om care lucrează. De fapt, nu primul om, am greșit, prima ființă care lucrează. Dumnezeu e primul muncitor din Biblie. A lucrat 6 zile din 7. A pus totuși o zi deoparte. Vă spune ceva treaba asta? Vă spune ceva treaba asta? Vorbește asta despre echilibru? Da. Vorbește despre limită? Da. Vorbește despre priorități? Da. Vorbește despre o zi în care te ocupi de Dumnezeu, de propriul tău suflet, de închinare? Da. Mai este ziua asta la fel de importantă pentru noi acum, cum a fost pentru El atunci? Noi spunem că îl urmăm pe Dumnezeu, îl urmăm numai unde ne place nouă sau îl urmăm peste tot? E aspră întrebarea, iar răspunsul e complicat.
Ordinea în care sunt așezate aceste patru elemente centrale în viața unui om indică cu insistență ordinea priorităților. Nu munca e prima, fraților. Dumnezeu este primul. El trebuie să aibă prioritate. El trebuie să aibă prioritate și fiecare dintre noi trebuie să ne punem limita asta. Avem o zi în care ne închinăm. Avem o zi consacrată închinării. Nu mergem la fotbal, nu mergem la muncă, ne dedicăm lui Dumnezeu ziua asta. Sunt excepții, cineva are un serviciu care nu-i permite să nu se ducă. Ce să zic, conduce un tren, un avion, un autobuz, un ceva de unde nu poate lipsi. Dar dacă ai opțiunea să nu te duci și totuși te duci pentru câteva sute de dolari, Dumnezeu nu s-a dus. Apoi, după Dumnezeu, urmează familia. Și apoi urmează comunitatea și, în final, munca. Scriptura ne învață câteva principii din pasajul acesta. În primul rând, dependența de Dumnezeu. Dacă nu e Dumnezeu aici, degeaba. Indiferent ce am, ce sunt, ce știu, ce spun, este degeaba. Trebuie să fii dependent de Dumnezeu pentru ca să nu fie degeaba. Cu Dumnezeu trebuie să construim și să păzim casa, familia. Asta presupune ca toate detaliile vieții noastre să fie aliniate cu Scriptura. Unde-i Dumnezeu decât în Scriptură? De unde știm cum e Dumnezeu? De unde știm că trebuie o zi de odihnă? Pentru că scrie în Biblie. De unde știm că munca este nu doar necesară să ne câștigăm banii, dar să știți că munca ne face bine la sănătate. Munca are foarte multe beneficii, deși noi oamenii care suntem rupți de oboseală tot timpul și suntem în urmă cu somnul cu vreo 2-3 ani, prin 2018-19, nu știu pe unde, parcă sună ironic faptul că munca îl înnobilează pe om. Ceaușescu spune asta și nu mai suferim să se repete afirmația asta. Cineva spunea, mai în glumă, mai în serios, eu nu sunt de acord cu spusa asta, dar spunea că cine muncește suficient de mult nu mai are nevoie să facă sport. Suntem tentați să confundăm educația spirituală cu un nivel de confort și cu îngrijirea vieții prea mult. Trăim într-o vreme unde ideologia s-a schimbat. De asemenea, suntem tentați datorită gingășiei copilului și ideologiei lumii să facem un mic idol din copilaș, deși părinții s-ar putea să nu conștientizeze lucrul acesta. Sunt lucruri în viață pe care suntem ispitiți să le dăm prea multă atenție. Uitați-vă la un bebelaș cât de scump este. Nu e așa că ești ușor nu vii la biserică pentru el? Nu e așa? Nu e așa că alții ușor nu vin la biserică pentru câteva sute de dolari? Care e diferența între una și alta? Niciuna. Îl pui pe Dumnezeu pe locul 2 pentru muncă, pentru comunitate sau pentru un copilaș. Prezența la biserică este necesară în orice perioadă a vieții. Copil, tânăr, adult, om în vârstă. Biserica este respirația sufletului. Venim la biserică nu ca să semnăm o condică, ci să ne închinăm. Adevărul este că mulți oameni nu simt nevoia să se închine, pentru că le lipsește aparatul care cere închinarea. Dacă nu mai ai stomac, nu ți-e foame. Dacă nu mai ai ochi, nu vezi. Dacă nu mai ai urechi, n-auzi. Dacă nu l-ai pe Duhul Sfânt în interior, e ok să stai acasă. Dar dacă este, te cheamă, te mustră, te simți că ai nevoie de lucrul ăsta. Să nu mai vorbesc de disciplina de a face ceea ce trebuie. De disciplina de a face ceea ce trebuie. Că nu întotdeauna simțim să ne rugăm, dar știm că trebuie. Și dacă trebuie, facem ce trebuie. Dacă nu ne luptăm cu noi, ce a vrut Pavel să spună când a spus că mă lupt aspru cu trupul meu? Dumneavoastră, ce credeți că a vrut să spună? Aveți 30 de secunde să răspundeți. Ce credeți că a vrut să spună? Mă port aspru cu mine, cu trupul meu. De ce trupul meu? Că lui ăsta îi place să stea acasă, nu Duhului. Spunând copilul, banii, serviciu, sportul și găsim tot felul de alte motive. Trebuie să acceptăm că pe vremea bunicilor noștri, de unde avem și amintirile cu minuni, prioritățile erau clare, adunarea era adunare.
Nu vreau să vă supărați pe mine că vă dau exemplul ăsta, vreau să știți că eu mă feresc să mă dau exemplu de implicare, nu știu ce lucruri deosebite, dar vreau doar să vă spun că în ultimul timp am observat un obicei care nu cred că este bun. Îți vin musafiri și în loc să iei cu dumneata la adunare, nu reușești să iei cu dumneata la adunare, dar ei reușesc să te țină acasă. De ce nu le spuneți la musafiri cam așa? Scumpii mei, sunt foarte onorat să veniți la noi acasă, dar noi suntem pocăiți și noi duminica mergem la biserică. Vă rog frumos să vă îmbrăcați și să mergeți cu noi. Veți avea o experiență foarte frumoasă. Vă veți despovăra, veți cânta, veți spune rugăciuni. Veți avea o experiență foarte frumoasă. E mai frumos decât să vii în downtown. Haideți, vă rog frumos, cu mine la adunare. De ce nu putem să facem asta? Știu, sunt tot felul de excepții. Tot felul de întâlniri cu rude, cu organizăm nunți, altceva. Nu mă refer la așa ceva, ci mă refer la faptul că uneori parcă profităm de orice ocazie să nu venim la biserică. Oameni scumpi, noi vom trece și generația copiilor și nepoților noștri vor pune o notă generației noastre. Care-i nota părinților și bunicilor noștri în ochii noștri? Minuni? E a treia sau a patra oară când spun în adunare de bătrânul ăla care înainte să intre în adunare căuta o balegă să calce în ea și după aceea se frica așa pe pantalon, se murdărea de balegă, în mintea lui zicea ca să nu mă mândresc și să mă smeresc. Era o metodă ridicolă ce făcea, dar în spatele la ridicolul ăsta era o intenție bună a unui om care vrea, el știe acum cât de mândru este și încerca să-și țină în control tendința asta de a părea interesant. Uitați-vă la cu ce ne dăm noi astăzi pe pantalon și pe alte îmbrăcăminți pe care le avem. Imaginați-vă că nu mi-ar place deloc să vină cineva murdar de balegă în biserică, nu asta vreau să spun. Dar vreau să spun despre un echilibru, despre o măsură care, depășită și în stânga și în dreapta, este la fel de ridicolă și de nesănătoasă. Psalmul acesta, 127, vorbește despre priorități în familie, priorități la lucru, priorități în comunitate, priorități spirituale în raport cu Dumnezeu. Am citit despre istoria lui Temistocle, este interesant, omul ăsta a fost conducătorul Atenei cam cu 500 de ani înainte de Domnul Iisus și când i s-a născut primul copil, de emoție, fiind un fel de rege, de emoție s-a aplecat asupra copilului și a spus câteva cuvinte care au intrat în istorie. De 2500 de ani, cuvintele astea se spun uneori. Și i-a spus așa la piticul ăla: tu ești cel mai puternic om din Grecia. Și pentru că nu era singur, a început să explice. Pentru că atenienii conduc pe eleni. Pentru că eu îi conduc pe atenieni. Pentru că mama ta mă conduce pe mine și pentru că tu o conduci pe mama ta. Tu ești cel mai puternic om din Grecia. Tu faci regulile în casă. Adevărul e că atunci când apare un bebelaș, el face regulile în casă. Nu mai te trezești când sună ceasul, te trezești când se trezește el. Scriptura ne învață despre echilibru în educație. Și aici mă refer la cele două componente de extremă, să fii prea aspru și când nu trebuie, doar pentru că așa îți este obiceiul, sau să fii prea tandru și când nu trebuie, doar pentru că așa îți este obiceiul. Cum se poartă Dumnezeu cu noi? Nu spune Dumnezeu voi binecuvânta pe și voi blestema pe? Nu spune Dumnezeu așa. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu se poartă cu mine într-o mare măsură în funcție de atitudinea mea. Asta este limpede. Dacă eu păcătuiesc, dacă nu mărturisesc păcatele, dacă nu-mi îndrept viața, atunci nu pot să fiu un om binecuvântat de Dumnezeu. Ce am vrut să spun este faptul că fiecare dintre noi suntem un anumit gen de oameni, produs în istoria trecutului nostru, geneticul născut și obiceiurile dobândite, influențele de la prieteni, de la temirci, și ne formăm un stil de viață. În stilul ăsta mare de viață există și stilul de a ne raporta la copii și de a-i disciplina. Unii suntem foarte tandri și nu putem să-i zicem nimic la bebelaș. De parcă n-ar mai exista niciun copil pe fața pământului decât al nostru. Alții, din potrivă, ne comportăm cu copilul nostru de gândești că e al altuia.
Biblia vorbește despre echilibru. Încearcă să fii echilibrat cu copiii, transmite-le mesajul pe care ți-l transmite Dumnezeu dumitale. Dumnezeu este echilibrat. El nu se ceartă cu noi peste măsură, dar în același timp, Dumnezeu ne pune limite. Această limită trebuie să existe în viața noastră. Dependența de Dumnezeu este primul mesaj al Psalmului 127. A doilea mesaj este inutilitatea omului singur. Inutilitatea omului singur. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dar cum vreți să-mi spuneți că ce ar folosi lui Bill Gates? Da. Unde se duce? Eu nu știu, nu vorbesc acum de Bill Gates. Nu-i treaba mea unde se duce el, Dumnezeu știe. Nu spun eu unde se duc oamenii. Dar vreau numai să spun că poți să fii bogatul lumii și să arzi cu bancul tot în iad. Și nu pentru o clipă, ci pentru întotdeauna. Există faliment mai mare decât să ajungi în iad? Nu. Cel mai mare faliment este să ratezi mântuirea care îți stă la dispoziție zeci de ani, adică toată viața. Aduceți-vă aminte cum i-a spus Dumnezeu la omul ăla care a pus accent exagerat pe materialism. I-a spus, nebunule, nebunule, o să-ți cer înapoi viața și o să văd ce mai faci fără ea. Iată dar inutilitatea omului fără Dumnezeu. Dumnezeu este indispensabil. Noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Iar de Dumnezeu suntem dependenți atunci când suntem dependenți de Scriptură, care conține vorbele lui Dumnezeu. În al treilea mesaj pe care îl găsim în psalmul acesta este Dumnezeu e autorul binecuvântării. Toți oamenii muncesc, dar unii sunt binecuvântați, alții nu. Noi confundăm binecuvântarea cu banii. Asta este o concepție atât de greșită încât nici nu ne dăm seama că e prezentă în mintea noastră. Banii nu trebuie confundați cu binecuvântarea. Binecuvântarea înseamnă altceva. Binecuvântarea înseamnă infinit mai mult decât să ai bani. Deși toți avem nevoie de bani ca să trăim, dar a fi binecuvântat înseamnă infinit mai mult decât să ai posibilități materiale. Dumnezeu este autorul binecuvântării. De aceea spune Solomon, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu ești binecuvântat. Viață veșnică nu ai, răsplată nu ai, prezența Domnului nu ai, rugăciunile nu sunt ascultate. Nu ai bucuria aceea când știi că ești protejat în mâna lui Dumnezeu. Un ultim punct pe care vreau să-l spun ca un alt mesaj din Psalmul 127 este faptul că investiția părinților în copii la tinerețe se transformă în ocrotirea părinților de către copii la bătrânețe. Vă place mesajul ăsta? Niciun tânăr n-a spus amen. Nu. Numai cei care se pregătesc de pensie. Am să citesc din Scriptură. Ei nu vor rămâne de rușine la poartă când vor vorbi cu vrăjmașilor. Dacă îmi permite să fac o analogie, deși de obicei eu fug de genul ăsta de analogii, dar o fac acum că e în interesul meu. Boala este un vrăjmaș. Moartea este un vrăjmaș. Ajungem în viață, sau s-ar putea să ajungem în viață, la bătrânețe, nu știm cum vor fi bătrânețele noastre dacă le vom apuca, dar s-ar putea să avem o bătrânețe grea, cu suferință multă, să avem nevoie de îngrijire. Dumneavoastră știți că sunt oameni bătrâni care își pierd anumite capacități, unii chiar mintea. Ies pe stradă și nu mai știu unde stau, îi aduce poliția înapoi, nu știm ce se întâmplă la bătrânețe. Dar atunci când ai copii pe care i-ai crescut, altfel se uită un copil la tine decât un vecin, decât un străin. Asta am vrut să spun când am spus că investiția părinților în copii la tinerețe se transformă într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare, într-o ocrotire a părintelui de către copii. Psalmul acesta 127 vorbește despre bebelașii aceștia, de care o familie va trebui să se ocupe și 20 de ani vor fi consacrați pentru treaba asta. Plouă, ninge, acolo sunt. Ei, felul în care îi cresc îi va ajuta mai bine sau mai puțin bine să-L caute pe Dumnezeu, să se împlinească și să facă parte din biserică. Iar la sfârșit, când vor îmbătrâni,
copiii aceștia se vor îngriji de ei după nevoile care vor fi la momentul acela. Acesta este mesajul Psalmului 127. Un mesaj despre familie, un mesaj despre Dumnezeu, un mesaj despre comunitate și un mesaj despre muncă. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Oameni dragi, ne ridicăm la rugăciune.